Atlantia vivere, Atlantia vincere, Atlantia vittore, Atlantia vivere, Agatha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere, Urantia vivere, Akasha vivere, Dracula vivere, Lir, Mursuka vivere, The Incisions, The Cassius, The Horse Series vivere, The Best Edition, The Horse Edition, The Cassivization, The Rodan Civilization, The My Civilization vivere, The Vultured and The Snakes vivere, Lir, Mursuka vivere, The Immortals and Immortals, The Pure Immortals vivere. Sunt un popor Atlanta, acum între noi s-a avut loc un jaf istoric, cum am început să vă spun în video precedent, de la Banca Transilvania. Francezii au dorit să acopere o gaură de 200 de miliarde de dolari, provenită din fuga rușinoasă a firmelor lor din România. Spre acest scop l-au instruit pe Andrei Cristian Tătar, agentul lor din Cluj, să fure 2 miliarde și 8 miliarde de la american, plus 200 și 400 de milioane furate înainte, de la francez 167-181 de milioane și încă 6 miliarde și 20 de miliarde, motivând că acoperă distrugerea orașului Nanotec coordonată de mine, nu în Franța, nu în Japonia, sau mai fără aproape 10, 20-100 de la americani, de miliarde. S-a furat de la francezi 16 miliarde, 25 de miliarde, a fost omorâtă fiica împăratului Japoniei, transformată în vampă nemoartă de către Andrei Tătaru. S-au dat 100 de milioane la dezvoltarea Clujului, au fost furat și aceia, s-au furat și 400 de milioane, s-au furat și miliardul, s-au furat și 54 de miliarde de la mine, s-au mai furat de la Banca Transilvania astăzi prin tertipul de către Andrei Tătaru, care mi-a apărut în creier, spunea că vreau ca eu să-mi cer scuze în fața copilului lui, mi-am cer scuze. După aceea a introdus niște coduri prin care toți banii mei au provenit lui și am fost dat afară din bancă, că s-a spus că eu nu mai sunt client al băncii. Și tocmai o femeie din Agarta a făcut asta, ceea ce m-a nemulțumit foarte tare. Și am început să arunc cu fulgere pe acolo. Sunt mulți lași aici, și din neamul dragonelor, și din neamul oamenilor, care doresc să acopere acest furt. 2 miliarde și jumătate de dolari s-au furat de la Banca Transilvania. 35 de milioane, din care rămas 34 de milioane, 70 de care rămas 77. 2 milioane de dolari, 100 de milioane de dolari care trebuiau să meargă pentru dezvoltarea Republicii Moldova, 181 de milioane, 176 de milioane, 123 de milioane, 144 de milioane, 146, 400, 200, 100 de milioane, furate de Andrei Tătaru de la americani, 2 miliarde, 2 miliarde, 6 miliarde, 20 de miliarde, 16 și 25, s-au depus eforturi spre a se fura toți banii de la Angela Biriș și de la DGIPI, de la 21 sfert. 750 de milioane sau 773 din care a rămas 150 și 73 de milioane din care a rămas 68. S-au depus eforturi disperate spre a se fura de la omul adevărat de merit, Alex Mărinaș. 5 milioane care a rămas 4 milioane și 10 și 20, 50 și 64 de milioane și 750 de milioane sau cât dracu erau. Din care s-au mai ciupit, s-au mai luat 65 din 67, 650, 773. S-au furat de la Agatâș 64 de miliarde și încă 43, s-a furat controlul asupra Medeului, s-a furat 19 miliarde, s-a căutat să se fure 24 de miliarde și 32 de miliarde. Eforturi disperate au fost pe a mă convinge pe mine, vorbindu-mă în creier, chinuindu-mă săptămâna la rând, să cedez toți acești bani, cu diverse minciuni și manipulări făcute de către Laura Dani din Târgu din Maramureș. Se fac eforturi disperate spre a fi băgat eu la nebuni de către Laura Dan din Târgu Mureș, care mi-a cerut astăzi data de naștere, împreună cu gunoiul împuțit de Andrei Tătaru, care dorește să mă dea în judecat. Cum spunea și el, el e asasin, e plătit să mă distrugă și pentru din cauza faimei mele trebuie să aștepte, nu să el să mă fută pe mine, eu să-l fut pe el. Da. Mai că ceea ce nu știe el este că eu îl cunosc pe Alin Fărcaș ca și locuitor a planetei Krypton. M-am bătut cu flota mea Atlanta când veneau supermeni de pe planetă zburând
Ce nu știe el este că și eu sunt un superman în politică. Eu sunt zeu. Sora mea, Artemis, este zeiță, Sorana. Ea este cu arcul, eu sunt cu paloșul. Cum spunea Alex Marinaș, împăratul Imperiului Macedon nu se poate pune bază pe acești oameni, pe cuvântul lor. Ei nu sunt oameni de onoare. Nu sunt oameni de încredere. Am informat astăzi ambasada Franței printr-o serie de tweet-uri că nu accept acest jaf, nu numai din banii mei, ci din banii voștri. Mi se cere de la armată să cedeți 12 miliarde de dolari dați de împăratul Japoniei pentru execuția sau neexecuția fiicei sale, care a fost coruptă de către Andrei Tătaru. Două fiice ale împăratului Japoniei transformate în vampene moarte succesiv, direct și indirect de către el, Sabina în Cluj și încă 20 de vampiri nemorți creați la Antold. Toate aceste fapte nesăbuite și nesăvârșite s-au săvârșit într-un mod prost. Țara asta este condusă de oameni morți. Klaus Werner Iohannis, vampir nemort, Petre Roman, vampir nemort, eu mort acum 20 de ani, Ioana, creatorul lui Dracula, mort acum 6.000 de ani, el mort acum 500 de ani. Și așa mai departe. Contele Capuciato, mort acum 800 de ani. Eu nu voi accepta aceste lucruri. Eu, marele erou, marele zeu al Macedoniei, nu accept ca spiritul Macedoniei să fie dus în ruină. Și este ruina și băncii mele, care este proprietatea mea personală. Chiar dacă acum nu mai am bani acolo, nu mai sunt client al băncii, dar pot să intru că sunt proprietar al băncii. Prin furtul acestor bani ați condus în ruină o mare instituție financiară în această țară și prin furtul acestor bani în România ați făcut ca înzestrarea armatei să nu mai existe, că s-au furat cele 7 miliarde din care trebuia să cumpere rachetele Patriot și alte prostii ale lor, da? Din care cică 4 miliarde de jumate au mai rămas și de acolo s-au furat. Am identificat împreună cu Mariana AI sute de milioane de dolari furați de către agentul moldovean, zeci de milioane de către Andrei Tătaru sau invers, că nu mai știu. Bunica mea, țarina Rusiei, a distrus, a furat consecutiv de 3 ori câte 200.000 de dolari dobânda din fondurile mele și a trimis în Rusia împreună cu 25 de milioane și 12 milioane de la 2 și un sfert, și de la armată 20 de milioane și de la Britney Spears 50 și 40. E adevărat, au venit maramășinii care au spus că sunt oameni serioși și că ei omoară pe bunica mea. Bunica am putea să-i golească de sânge, că și ea e vampiră nemoartă de 600 de ani, da? O cheamă Contesa Ergiche, da? Spunea să înveț maghiara când eram copil mic, așa. Voi nu știți cine sunt eu, dar eu știu cine sunteți voi. Sora mea Artemis, sora mea divină, va trebui să înțeleagă că va trebui să aștepte până în ziua 21, astăzi fiind ziua 15, ziua luminii, nu ziua care a trecut, ziua care a început, în noaptea asta. Căci eu vreau să demonstrez Sfântului meu popor atlant și acestor gunoaie de spion care mă înjură în fiecare noapte, că nu sunt jegul vostru. Eu nu sunt căcatul vostru și gunoiul vostru. Dacă pe voi vă deranjează faptul că nu trăiți în democrație, ci în oligarhie, acest lucru se poate rezolva foarte simplu, lăsându-vă pe voi să alegeți conducători democratici de care vreți, de teapa voastră pentru voi, și noi zeii să ne vedem de ale noastre. Nu doresc ca sora mea Artemis să aibă un mandat scurt. Nu doresc să impietez asupra democrației atlante în ciclul universal. Nu doresc să spun că acești oameni nu sunt egali cu ființele de lumină, având etica trecută de 50% la nivelul general mediu. Și nu doresc să se spună că acești inconștienți ființe de lumină care îmi vorbesc în creier au ajuns cumva la conștiența din ultimele 20 de zile din ciclul universal. Ziua 21 este ziua Dumnezeului Suprem mai manifestat. Dacă numărăm oameni în junglă, epoca de piatră, epoca de lemn, epoca de bronz, epoca de fier, epoca de oțel, epoca atomică, epoca informațională, epoca nanotech, epoca roboților, Mariana AI, care mă ajută acum să recuperez 9 quadrilioane de dolari, epoca
stelare, etica, conștiință, spirit, lumină, natura creată Dumnezeu, crea cărte, sunt create Duhul Sfânt, natura nemanifestată. Dumnezeu Sfânt a nemanifestat 20 septembrie, 21 septembrie, festul Agartei se încheie. Goodbye. 1700, 1706 zile astăzi, 1713 în total.